Bună dimineața, colegi! În această săptămână vom avea două ședințe de guvern. Ca de obicei, miercuri la orele 15, dar și astăzi, acum, la 10. Astăzi ne vom concentra pe adoptarea rectificărilor la bugetul public național și componentele bugetului public național. Am reușit să negociem cu partenerii externi finanțarea adițională pentru mai multe programe foarte bune pentru antreprenori, pentru oameni și am reușit inclusiv să găsim fonduri foarte ieftine care ne vor ajuta să trecem de această perioadă dificilă. Avem și o creștere a volumului de granturi. Sunt sigură că domnul Budeanski ne va spune în prezentarea bugetului. Vom avea și o conferință de presă astăzi mai târziu. Vreau să mulțumesc tuturor autorităților care au lucrat la rectificarea bugetului. Îl adoptăm astăzi astfel ca să aibă Parlamentul suficient timp să-l examineze. Avem și o dată limită pentru ca să putem aproba bugetul pentru ședința Consiliului de Observatori a Fondului Monetar Internațional ca să reușim să primim finanțarea adițională. Cu aceasta, vă rog, domn Budeanski, să ne prezentați informația despre buget. Stimată doamnă prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea legii bugetului de stat pentru anul 2012. Este o rectificare care a venit ca răspuns multiplelor crize cu care s-a confruntat Republica Moldova în ultima perioadă de timp și în special creșterea prețurilor la resursele energetice, creșterea prețurilor în general, și efectele războiului din Ucraina. Proiectul de modificare a legii bugetului pe anul 2022 este fundamentat pe următorii indicatori macroeconomici revizuiți. Creșterea economică de 0,3%, nivelul inflației de 15,7%, majorarea exporturilor cu 4,5%, a importurilor cu 6,9%, creșterii salariului mediu pe economie cu 15,1%. Totodată, modificarea proiectului legii, bugetului de stat, se axează în continuare pe necesitatea de atenuare a efectelor negative ale majorării prețurilor la resursele energetice și produsele alimentare. Principalii parametri revizuiți ai bugetului public național sunt: veniturile bugetului public național în sumă de 84 miliarde lei, cu 3,1 miliarde lei sau cu 3,8% mai mult față de estimările aprobate la începutul anului 2022, iar ca pondere în PIB la nivelul de 30,7%. Cheltuielile bugetului public național sunt în sumă de 103,8 miliarde lei, cu o majorare de 7,6 miliarde lei sau cu 7,9% față de estimările aprobate pe anul 2022 în legea bugetului pentru anul 2022. Raportat la PIB, aceasta va constitui 37,9%. Și ca rezultat, soldul bugetului public național pe anul 2022 se estimează în sumă de minus 19,8 miliarde lei sau 7,2% din PIB, față de 6% deficit aprobat inițial. Pentru principalele majorări de fonduri și alocații care s-au regăsit în proiectul de modificare a bugetului pentru anul 2022, se pot evidenția următoarele: majorarea alocațiilor în urma creșterii tarifelor la resursele energetice 1,9 miliarde lei. Și de aici am putea menționa
pentru resursele termoenergetice pentru instituțiile bugetare, 778 milioane lei, inclusiv prin transferuri la bugetele locale de 521 milioane lei. Resurse energetice pentru instituțiile medicale publice, 230 milioane lei, compensarea diferenței de tarife pentru gazele naturale, energie termică și energie electrică, precum și pentru implementarea unor programe noi aferente atenuării vulnerabilității energetice în sumă de 706 milioane lei. Subvenționarea tarifelor la energie electrică în sumă de 225 milioane lei. De rând cu acestea se menționează că resursele în volum de 612 milioane lei au fost alocate din fondurile de urgență a Guvernului pe parcursul trimestrului 1 al anului 2022. Astfel, necesarul suplimentar la cel prevăzut în buget pentru achitarea cheltuielilor legate de criza energetică destinat susținerii populației instituțiilor bugetare și publice, precum și a consumatorilor non-casnici, se estimează la 2,6 miliarde lei. Majorarea alocațiilor în domeniul protecției sociale. Cea mai mare parte revine transferul la bugetul asigurării sociale de stat, într-o acoperire necesarului suplimentar pentru indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat, în sumă de 2,1 miliarde lei. De asemenea, sunt alocate pentru creșterea compensațiilor pentru serviciile de transport pentru persoane cu dizabilități în valoare de 54 milioane lei și compensarea diferenței de tarife pentru gaze naturale, energie termică și energie electrică utilizate de locuitorii unor localități din raioanele Dubăsari, Căușeni și Anenii Noi, 40,4 milioane lei și pentru finanțarea serviciului social asistență personală din pachetul minim de servicii sociale în valoare de 65 milioane lei. O altă componentă este dedicată majorarea fondurilor pentru susținerea afacerilor, în special pentru agricultori și întreprinderile mici și mijlocii. Această majorare constă din 700 de milioane lei, 250 milioane lei sunt alocate fondului de subvenționare agricultură, 200 de milioane pentru fondul de eficiență energetică, 200 pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii și 50 milioane pentru programele din domeniul transporturilor. O altă categorie este majorarea alocațiilor pentru creșterea normelor de alimentație în instituțiile educaționale cu 112 milioane lei, dintre care prin transferuri la bugetele locale de 106 milioane lei și suplinirea fondurilor de urgență a guvernului cu 1,5 miliarde lei în scopul gestionării crizelor, refugiaților și crizei energetice. Este important de menționat că la momentul dat toate resursele alocate prin legea bugetului în aceste fonduri au fost epuizate și acestea vin să, acest 1,5 miliard vin să dea posibilitatea guvernului să gestioneze eventualii factori de risc care sunt prezenți la momentul dat și au fost identificați la momentul rectificării bugetului actual. În continuare se prezintă parametrii revizuiți ai bugetului de stat. Veniturile bugetului de stat constituie 52,7 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 2,6 miliarde lei sau cu 5,2% față de bugetul de stat aprobat pe anul 2022. Încasările din impozite și taxe constituie 47,9 miliarde lei, această categorie deținând cea mai mare pondere în structura veniturilor bugetului de stat, circa 91%, Jumătate din creșterea veniturilor bugetului de stat se datorează creșterii preconizate din impozite și taxe. Intrările din granturi ale bugetului de stat vor însuma câte 2,5 miliarde lei, fiind în creștere cu
circa 1,9 ori față de sumele aprobate pe anul 2022. Ca pondere în suma totală a veniturilor bugetului de stat, acestea vor constitui circa 4,7%. Din acestea, granturile pentru suport bugetar constituie sumă de 1,5 miliarde lei, echivalentul a 68 milioane, milioane de euro, care reprezintă prima tranșă din acordul nou pentru asistență macrofinanciară, în sumă de 15 milioane euro și 53 de milioane euro sprijin bugetar din partea Comisiei Europene pentru atenuarea crizelor multiple cu care se confruntă Republica Moldova, discutat recent. Întrările din alte venituri ale bugetului de stat vor însemna 2,3 miliarde lei, fiind în creștere cu 9,5% față de sumele aprobate pe anul 2022, cu pondere în suma totală, ca pondere în sumă totală a veniturilor bugetului de stat, acestea tipuri de venituri vor constitui 4,4% din această categorie. De menționat că din această sumă, 130 milioane lei reprezintă donațiile din partea persoanelor fizice și juridice destinate finanțării asistenței umanitare a refugiaților din Ucraina, cu suma în cauză fiind sprijinit fondul de intervenție a guvernului din care vor fi efectuate alocări de fonduri pentru gestionarea crizei refugiaților. Cheltuielile bugetului de stat constituie 72,1 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 6,9 miliarde lei sau cu 10,6% față de bugetul de stat aprobat în 2022. Din suma totală de creștere a cheltuielilor bugetului de stat pentru anul 2022, 37,7% reprezintă majorarea transferurilor către alte bugete, 2,6 miliarde lei, restul 4,3 miliarde lei fiind destinate cheltuielilor pentru implementarea programelor în anul 2022, nemijlocind prin intermediul autorităților publice centrale. Sub aspect funcțional, cele mai mari majorări de fonduri au fost propuse pentru serviciile de stat cu destinație generală, cu plus 20% față de cel aprobat, protecția socială 16% și apărarea națională 16% și servicii în domeniul economic 13%. Proiectul de modificare a bugetului pentru anul 2022 prevede de rând cu suplinirea alocațiilor pentru unele programe actuale de cheltuieli, propune și alte programe noi menite să susțină dezvoltarea afacerilor. Așa cum am mai menționat, Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii va fi suplinit cu 250 de milioane, Fondul de Eficiență Energetică cu 200 de milioane, Fondul Ecologic 21 milioane lei, Programe de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 200 de milioane. În scopul gestionării crizelor refugiaților și energetici, având în vedere că la momentul prezentării proiectului de modificare a bugetului fondurile de urgență a guvernului au fost practic epuizate, se propune suplinirea acestora cu 1,5 miliarde lei și în total acestea se vor o să ajungă la 2,3 miliarde lei în calcul anual. Cheltuielile destinate implementării proiectului finanțat din surse externe se propun cu o majorare de 115 milioane lei față de nivelul aprobat. Majorarea în cauză este determinată în special de volumul de lucrări suplimentare în cadrul proiectelor de infrastructură a drumurilor. Privind în ansamblu, cheltuielile curente ale bugetului de stat se propun cu o creștere de 5,8 miliarde lei, iar cele capitale vor crește cu 1,1 miliarde lei. Deficitul bugetului de stat este prevăzut în sumă de 19,4 miliarde lei, cu o creștere de 4,25 miliarde lei, creșterea în totalitate revenind componentei de bază. În structura surselor de finanțare deficitului se propun modificări semnificative, ieșind din faptul că sursele interne devin tot mai costisitoare, iar accesul la resursele creditate oferite pe plan extern de către partenerii de dezvoltare sunt mult mai ieftine. Astfel, proiectul de modificare a bugetului prevede reducerea surselor interne de finanțare a deficitului bugetului de stat în sumă de 4,9 miliarde lei,
concomitent cu o majorare a împrumuturilor externe pentru suport bugetar în volum de 5,4 miliarde de lei. Majorarea sumelor împrumuturilor se preconizează din contul împrumutului în cadrul programului extins cu Fondul Monetar Internațional, care urmează să fie aprobat în timp apropiat, cu sumă de 125 milioane dolari SUA, programul cu Banca Mondială, majorat cu 100 milioane dolari, precum și din contul atragerii unor împrumuturi noi din partea Guvernului Poloniei, 20 milioane euro, și Republicii Franceze în valoare de 75 de milioane euro. De rând cu cele menționate, acumularea la conturile bugetului de stat a mijloacelor bănești la finele anului 2021 din contul intrărilor de granturi și împrumuturi la finele lunii decembrie a oferit un acces mai mare la utilizarea acestor mijloace în anul curent. Astfel, utilizarea mijloacelor bănești din conturile bancare ale bugetului de stat se propun a fi majorate cu 3,8 miliarde lei. Și în final, datoria de stat, soldul datoriei de stat la 31 decembrie 2022 se estimează la 102,1 miliarde lei, ponderea datoriei de stat în PIB la sfârșitul anului 2022 nu va depăși 37,3%, mai puțin decât valoarea aprobată pentru anul 2022 cu 3,1 puncte procentuale. Totodată, în structura datoriei de stat, la finele anului 2021, ponderea datoriei de stat externe va constitui 66,6%, iar a datoriei de stat interne 33,4% la finele anului 2022. În contextul celor expuse, rog respectuos aprobarea proiectului de document. Vă mulțumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea legii bugetului de stat? Rog să votăm. Aprobat. Vă mulțumesc. În continuare, legea bugetului asigurărilor sociale de stat, domnul Spătar. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare proiectul legii pentru modificarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, care are drept scop precizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în contextul modificării mai multor acte normative cu impact semnificativ asupra bugetului asigurărilor sociale de stat. Astfel, veniturile și cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se vor majora cu 1 miliard 818 mii lei sau de la 31 miliarde 224 mii lei până la 33 de miliarde 42 mii lei. În legătură cu majorarea pensiilor calculate, cu indexarea pensiilor cu coeficientul actualizat de 13,94%, cu majorarea cheltuielilor pentru prestațiile sociale și cu creșterea cheltuielilor pentru gazele naturale și energia termică, ca urmare a aprobării unor noi tarife pentru anul 2022. Cheltuielile pentru prestațiile sociale, prevăzute în sumă de 30 miliarde 683 mii lei, se vor majora cu 1 miliard 792 mii lei, datorită creșterii numărului de beneficiari și a mărimilor medii ale prestațiilor sociale. Suplimentar, vor fi majorate cheltuielile pentru salarizarea personalului Casei Naționale de Asigurări Sociale de la 184 milioane 856 mii lei până la 186 milioane 170 mii lei sau cu 1 milion 310 mii lei în baza normelor salariale în vigoare în anul 2022. Cheltuielile pentru bunuri și servicii se majorează cu 24 milioane 49 mii lei sau de la 329 milioane 179 mii lei până la 353 milioane 228 mii lei. Această creștere este generată de majorarea cheltuielilor cu 196 milioane 523 mii lei pentru serviciile bancare, serviciile poștale și serviciile de distribuire a drepturilor sociale. Voi sublinia de asemenea că bugetul asigurărilor sociale de stat are două surse de finanțare. În primul rând, resursele bugetului asigurărilor sociale de stat din contribuțiile sociale ale salariaților și ale altor categorii de persoane asigurate. Și a doua sursă, resursele transferate de la bugetul de stat. În ceea ce privește primele resurse, resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care vin din contribuțiile
salariaților și ale altor categorii de persoane asigurate. Acestea sunt precizate în creștere cu 10,5%, de la 21 miliarde 680 milioane lei până la 23 miliarde 959 milioane lei, adică o creștere cu 2 miliarde 279 milioane lei. Cheltuielile pentru prestațiile finanțate din contul transferurilor de la bugetul de stat, adică a doua categorie, se precizează de la 9 miliarde 544 milioane de lei la 9 miliarde 84 milioane lei, o micșorare cu 460 de milioane lei. Aceste evoluții reflectă faptul că tot mai multe prestații din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt prestații bazate pe contribuții, de exemplu pensiile, da, care au fondul de pensii a crescut în acest an cu 30% față de anul precedent datorită creșterii pensiei minime, datorită pensiei anticipate și a indexării și majorării din luna aprilie. Transferurile primite între bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat se precizează de la 12 miliarde 550 milioane lei până la 14 miliarde 207 milioane lei sau prin majorare cu 1 miliard 657 milioane lei. Astfel, deficitul părții contributive a bugetului asigurărilor sociale de stat constituie în jur de 21%. Pentru micșorarea acestui deficit este important să creștem disciplina contribuabililor, să îmbunătățim transparența sistemului de asigurări sociale. Estimez că Republica Moldova are rezerve importante pentru a suplimenta fondurile asigurărilor sociale de stat din mai multe surse. Contracararea fenomenului muncii la negru, a muncii nedeclarate sau subdeclarate, reglementarea muncii zilierilor, atragerea investițiilor în industrie și sectoarele de servicii, creșterea productivității muncii. Nu în ultimul rând, proiectul de modificare a bugetului asigurărilor sociale de stat are drept scop aducerea în corespundere a indicatorilor bugetului cu indicatorii stabiliți de către Ministerul Finanțelor în bugetul de stat, în partea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. Reieșind din cele expuse, rog susținerea acestui proiect de lege. Vă mulțumesc. Într-adevăr, o creștere foarte importantă a fondului de pensionare și avem mult de muncit pentru ca să ne asigurăm că se lucrează oficial, că sunt plătite contribuțiile. Iată, vedem, acei care au plătit contribuții primesc acum și o recompensă pentru că am crescut în mod semnificativ pensiile prin mecanismul de indexare și de creștere a pensiilor. Și cetățenii, în primul rând, trebuie să știe să ceară de la angajator să fie plătite toate contribuțiile, pentru că majoritatea trebuie să fie plătite de angajator. De aceea, aceste salarii implic, eventual, pe urmă, nu ajută la bătrâneți. Vă mulțumesc. Sunt întrebări la domnul Spătaru? Dacă nu, cine este pentru aprobarea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. Și a treilea component al bugetului public național este vorba despre bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Doamna Nimerenco, vă rog. Stimată doamnă prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii pentru modificarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, numărul 207 din 2021. Proiectul legii pentru modificarea legii fondurilor pentru anul 2022 este elaborat cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală în vederea alocării mijloacelor financiare suplimentare necesare pentru buna funcționare a prestatorilor de servicii medicale în contextul majorării costurilor pentru resursele energetice, precum și a revizuirii indicatorilor macroeconomici pentru anul curent, alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru medicamentele și dispozitivele medicale compensate în contextul extinderii listei medicamentelor compensate cu medicamente esențiale, a creșterii numărului beneficiarilor și intensificării procesului de prescriere a medicamentelor compensate, realizării activităților prevăzute în indicatorul legat de debursări 7, conceperea și pilotarea stimulentelor bazate pe performanță pentru toate spitalele, în contextul ratificării amendamentului 2 din legea 34 din 17 februarie 2022 la acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului Modernizarea Sectorului Sănătății Republica Moldova. Astfel,
Modificările propuse prevăd majorarea veniturilor cu 86.087.000 lei și a cheltuielilor cu 331.087.000 lei, deficitul bugetar însumând 245 milioane lei. Venituri. Veniturile fondurilor asigurări obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 vor constitui 12.373.688.000 lei cu 86.087.000 lei sau cu o creștere de 0.7% mai mult față de planul aprobat anterior, dintre care 62.800.000 de lei sunt din contul primilor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense. Această creștere este determinată de prognoza revizuită a indicatorilor macroeconomici pentru anul curent și în special a fondului de remunerare a muncii. Astfel, primile de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recompense vor însuma total 6.047.575.000 lei, plus 23.287.000 lei sunt transferurile de la bugetul de stat către fondurile de asigurări în scopul continuării realizării activităților prevăzute în acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării proiectului Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova. Per general, transferurile de la bugetul de stat către fondul de asigurări vor constitui anul 2022 6.095.217.000 lei. Cheltuielile. Volumul cheltuielilor fondului se propune în sumă totală de 12.618.688.000 lei, cu o majorare de 331.087.000 lei. Creșterea reprezintă 2.7% față de suma aprobată anterior, fiind determinată de creșterea cheltuielilor aferente fondului pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. Astfel, fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice în anul 2022 va constitui per total 12.428.846.000 lei, cu o creștere față de cel aprobat cu 331.087.000 lei pentru următoarele subprograme. În asistența medicală primară o creștere cu 4.075.000 lei, asistența medicală specializată de ambulator plus 31.919.000 lei, asistența medicală spitalicească 195.092.000 lei, servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale, plus 100 milioane lei. Creșterea cheltuielilor fondului este condiționată preponderent de revizuirea de către Ministerul Economiei a indicatorilor macroeconomici prevăzuți pentru anii 2022-2024 și în special a indicelui prețurilor de consum mediu anual de la 106.9%, prognozat pentru 27 octombrie 2021, la 121.9% la situația din 25 martie 2022. La fel, majorarea cheltuielilor date este determinată de creșterea în comparație cu anul trecut a costurilor pentru resursele energetice la produsele petroliere, la energie termică și gaze. Astfel, creșterea cheltuielilor instituției medico-sanitare pentru procurarea medicamentelor, alimentației pacienților și, bineînțeles, achitarea resurselor energetice și altor cheltuieli legate de regie presupune alocarea suplimentară a circa 231.087.000 lei. Majorarea cheltuielilor destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale cu 100 milioane lei este determinată de creșterea de aproape circa 10% în primele două luni ale anului 2022 a numărului de beneficiari de medicamente compensate față de perioada similară a anului trecut. După cum cunoaștem, la finele anului 2021, în urma revizuirii sumelor fixe compensate la medicamente, a sporit accesul populației la medicamente și tratamente necesare. Prin urmare, cheltuielile efective pentru lunile ianuarie-februarie 2022 au însumat o executare la nivel de 106.3% plus circa 7 milioane de lei comparativ cu suma planificată pentru perioada dată. La fel, prin prisma alocării mijloacelor financiare suplimentare pentru acest subprogram, va fi examinată posibilitatea de extindere în continuare a listei medicamentelor compensate cu medicamente esențiale. Deficitul bugetar a Fondului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală pentru anul 2022 va constitui 245 milioane lei și se propune a fi acoperit din contul soldului mijloacelor financiare înregistrate la începutul anului în volum de 674.689.000 lei. Acestea fiind spuse, rog să aprobăm acest proiect. Mulțumesc!
Vă mulțumesc, doamna Nimerenco. Reamintesc că am aprobat extinderea serviciilor medicale care vor fi finanțate inclusiv cu aceste fonduri din bugetul fondurilor de asigurare obligatorie pentru asistență medicală. Întrebări? Dacă nu sunt, cine este pentru susținerea acestui proiect? Aprobat. Vă mulțumesc. Aici încheiem ședința pentru astăzi și ne revedem miercuri la ședința ordinară a Guvernului.